zijn voor de lukkere maat. Zou de lukkere maat. Fatele găsește aici. Zi de zi la Argintex. Prețuri bune îți zâmbesc. Jucării, mobilier. Sau obiecte doar din fier. Căie, glanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex. Fiindcă ieftin. Argintex. Clinica Medicală Solomed oferă următoarele servicii: kinetoterapie, recuperare medicală, masaj terapeutic și de relaxare, laser terapie, epilare definitivă, dermabraziune, remodelare corporală prin metoda cavitației și vacuum, drenaj limfatic, electrostimulare, tratamente anti-îmbătrânire cu acid hialuronic, mezoterapie, ștergere tatuaje. Informații și programări la telefon 0248-219521 și pe site-ul www.solomed.ro. Optica Negra. Anul, una dintre cele mai renumite clinici oftalmologice din județul Argeș, cu experiență de peste 20 de ani, are în dotare aparatură de ultimă generație și deține cel mai rapid OCT, un ecograf ocular și două linii de montaj 3D a ochelarilor computerizate și automatizate. Optica Negranu deține o gamă variată de rame și lentile de ochelari cu prețuri accesibile, oferind zilnic consultații de specialitate atât adulților cât și copiilor. Ne găsiți în piața Ceir, calea București, bloc 30, scara A, de luni până vineri, între orele 9 și 18, iar sâmbătă între orele 9 și 13. Vino să vezi! Programări la telefon 0248-223162. La acest cabinet de ortopedie, condus de domnul dr. Puiu, asigurăm consultații de specialitate cu precizarea diagnosticului, atât clinic, cât și cu ajutorul aparatelor de ultimă generație, cum ar fi biorezonanța magnetică, dar și tomograful prin biorezonanță magnetică, ce se realizează fără raze X. Artrozele, herniile de disc, dar și alte afecțiuni ale aparatului locomotor sunt tratate cu mare succes fără intervenții chirurgicale. Cu acest aparat realizăm fizioterapie, magnetoterapie, dar și laserterapie. Totodată efectuăm și masaje terapeutice. Clinica de ortodonție și stomatologie Ellen Denta, coordonată de medic specialist ortodont Elena Zamfir, vă ajută să aveți un zâmbet frumos pentru toată viața. Cu o experiență în ortodonție de peste 20 de ani, oferă servicii complete de ortodonție, chirurgie, implantologie și estetică dentară. Aplicăm profesional aparate dentare la copii și adulți la prețuri promoționale. Ne găsiți în Pitești, strada Doaga numărul 8 și la numărul de telefon 0722 482 034 sau pe www.elendenta.ro. Salina Pitești vă pune la dispoziție un tratament creat de natura însăși și adaptat de om în beneficiul omului, salinoterapia. Beneficiile salinoterapiei sunt ameliorarea afecțiunilor aparatului respirator și orele, diminuarea reacțiilor alergice de sezon, creșterea imunității, prevenirea răcelii și gripei, reducerea stresului și a oboselii, eliminarea sfărăitului, detoxifierea organismului. Ne găsiți în Pitești, strada Turda numărul 6, colț cu strada Banatului, de luni până vineri, între orele 10 și 20. Ne puteți găsi și sâmbătă între orele 10 și 15. Complexul comercial John, cu peste 400 de firme, oferă următoarele produse Anglo și Andetai: confecții textile, încălțăminte, rochii de ocazie, costume bărbătești, îmbrăcăminte modernă pentru copii și tineret, covoare și perdele, linoleum, parchet, saltele, mobilă la comandă, service auto, spălătorie auto, încărcare GPL, produse electronice, centru de kinetoterapie în zona agroalimentară, produse de uz casnic, dulciuri, jucării, instalații sanitare, termice, electrice, service, telefoane, cosmetice, articole aniversare, restaurant pentru evenimente. Tot ce vă doriți, găsiți la prețuri mici numai la complexul John. Îți plac produsele naturale preparate după rețete tradiționale românești? Asta înseamnă că iubești produsele Radic Star. Peste 200 de preparate fabricate din carnea cea mai proaspătă. Dispunem de abator propriu, iar carnea este procesată în condiții impecabile, conform normelor europene. Radic Star, o investiție din fonduri europene care satisface toate gusturile. Radic Star, lider de calitate. Visezi la o nuntă ca în povești?
acum poate deveni realitate. Tot ce trebuie să faci e să vii la Palace Events, un loc minunat în inima pădurii Trivale. Evenimentul tău va fi perfect. Îți putem găzdui până la 700 de invitați într-o atmosferă cum nicăieri nu găsești, cu piscină curgătoare și multe alte surprize. Palace Events, în complex Rehoma din pădurea Trivale. Ne împrietenim și pe Facebook, la Palace Events Pitești. Rezervări la 0724-222-234. Asociația de tineret Solaris organizează cursuri de calificare-recalificare pentru următoarele meserii: formator, inspector resurse umane, operator PC, ospătar, bucătar, coafiură, manicură, cosmetică, masseur, dulchier, electrician, instalator, lăcătuș mecanic, sudor, zidar, excavatorist, precum și următoarele cursuri avizate ISCIR: stivuitorist, macaragiu, fochist, liftier, RSVTI, RSL și RTS. Relații la numărul de telefon 0248-222-200 sau 0744-10-2000. Restaurantul Solaris organizează evenimentele importante din viața dumneavoastră. Nunți, botezuri, majorate, zile onomastice pentru copii. Atenție! Localul dispune de loc de joacă pentru copii. Putem găzdui până la 140 de persoane, iar meniurile pentru evenimente sunt dintre cele mai diversificate. Locurile de parcare sunt asigurate. Garantăm că prețurile sunt fără concurență. Restaurant Solaris, în Pitești, Bulevardul Petrochimiștilor, numărul 24, până în intrarea principală a Petrochimiei. Relații la telefon 0744-102-000 și 0740-135-566. Restaurant Solaris, pentru mari și mici. Societatea Salpit Flor Green S.A. administrează piețele agroalimentare, bazarul și târgul săptămânal din municipiul Pitești, punând la dispoziția persoanelor interesate spații comerciale în vederea închirierii la cele mai mici prețuri. Spațiile comerciale respectă cerințele legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. Societatea urmărește permanent crearea unui cadru de desfășurare a activităților de comercializare a bunurilor, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului. Detalii se pot obține de pe site-ul www.salpitflorgreen.ro, de la sediul societății din strada Lotului, numărul 1 Pitești, sau de la numărul de telefon 0248-217-050. Totul a început cu un fum. Am crezut că am controlul. La bună vedere, doamnelor, domnilor, bun găsit la ediția de astăzi a Curierului Politic. Astăzi invitat directorul executiv adjunct la DGST Argeș, domnul Adrian Bughiu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și salutări și telespectatorilor noastre! Emisiunea de astăzi vă propun, domnule Bughiu, să
cu catalogăm o politică sportivă, drept politică sportivă, sau sportivitatea politicii. Pentru că am văzut de ceva timp grămezi ordonate, pe urmă dezordonate, ca să spun așa peiorativ, adică adunări și proteste în București și pe alte și în alte orașe ale țării. Am văzut ca și la sport că se mai întâmplă și incidente, adică mai dă câte unul la joale. Bine, în politică am văzut că dau câte unii cu boxul, cu pumnul. Și nu e tocmai fair play. Nu știu cine este arbitru, în schimb, sau cine ar trebui să le arate cartonașul roșu. Protestele din București și din țară, văzute în presa de afară, este primul subiect pe care vi-l propun. Cel de-al doilea este legat, iată, de faptul că ALDE și PMP-ul aduc critici la adresa partidelor din opoziție care în ultima perioadă au fost prezente la proteste, mai exact la protestul de duminică. Punctul 3, mitingul BNS anunțat pentru 12 decembrie pe măsuri fiscale va fi doar în Piața Victoriei. Motivele le vom afla când vom ajunge la acest subiect. Și în partea a doua a emisiunii de astăzi vom încerca să aruncăm o privire, iată, la promisiunile care vin să ne anunțe că în toate instituțiile gimnaziale, deci în școli, vom avea internet. Foarte interesant, pentru că, după alte statistici, 30% din școli au WC-ul în curte. Și tot așa, de la noutăți, din domeniul noutăților, mai aflăm că polițiștii vor avea tablete pentru a perfecta procesul verbal. Să vedem cum fac cu imprimanta. Imprimanta unde o să țină? În torpedou, în portbagaj, dacă rămân fără tuși. E interesant. Modificări pentru campionatul european de fotbal din 2020. Bucureștiul și Amsterdamul vor fi gazdele meciurilor din grupa C. S-a schimbat schimbarea, cu alte cuvinte. Și la final, din actualitate, o să vedem că un organism european, mai exact GRECO, se numește pe scurt, Grupul de State Împotriva Corupției, un organism al Consiliului Europei, cere României informații despre proiectul privind legile justiției. Mai știi, poate vor să propună proiectul tuturor. Glumim. Domnul Budiu, iată protestele de la București, anticorupție de la București și nu numai anticorupție, că am văzut că se mai strigă pe acolo și una alta. Văzute în presa internațională. Românii au inundat străzile pentru a protesta față de cele mai recente reforme din justiție, titrează agenția Bloomberg. Peste 15.000 de oameni au înfruntat vremea rece, inclusiv aproximativ 10.000 în capitală, pentru a cere demisiile liderului social-democrat Liviu Dragnea și ale aliaților săi, care ignoră opoziția magistraților și merg mai departe cu restructurarea justiției. Se mai arată în materiale oferite de alte agenții de știri. Sau, de exemplu, mii de români protestează față de modificările propuse ale legilor justiției. Agenția de știri Reuters, precizând că se estimează ca 10.000 de persoane, că 10.000 de persoane au protestat în București, iar alte 10.000 în mai multe orașe din țară. Mă opresc aici și o să mai dau și alte relatări. Cum comentați așa la prima auzire, prima citire? Da. Având în vedere că ați observat, probabil ați urmărit și dumneavoastră la televiziunile naționale imaginile de acolo. Da, trebuie să recunosc că nu sunt un mare urmăritor al acestor gen de emisiuni, pentru e că... E tot o competiție și aici, știți? E, așa am zis eu. E o grămadă ordonată, o grămadă dezordonată ca la ruine. Mai mult dezordonată. Vă spuneam că nu sunt un mare urmăritor al acestor gen de emisiuni, tocmai pentru că nu sunt un fan al acestor gen de manifestări. Ascultându-vă la propunerea de subiecte pe care ați făcut-o telespectatorilor, mi-am dat seama că aproape niciunul nu este pe gustul meu. Tocmai de aceea fac precizarea de la început, ca să nu existe discuții, că
Voi opina în calitate de cetățean și mai puțin de, eu știu, conducător de instituție sau funcționar, sau funcționar public. Pentru că și dumneavoastră aveți o opinie bineînțeles, proprie. Bineînțeles, care trebuie să recunosc de la bun început, obiectivă sau subiectivă, dar contează mai puțin, dar cu siguranță realistă din punctul meu de vedere, nu coincide cu părerea celor care manifestă într-un fel sau altul în stradă. Spun asta bazându-mă și pe o serie întreagă de nelămuriri care sunt născute de către aceste mișcări stradale. La un moment dat s-a pus obsesiv această întrebare, dar de ce anume protestați? Ok, pe legile justiției. Ce anume din legile justiției vă nemulțumește? Faptul că se fac trecerea amendamentelor se face pe repede înainte. Bun. Și care dintre amendamentele cu pricina îngrădește libertatea de exprimare a magistraților, voința lor și așa mai departe? Aici a fost un blocaj mai de râsul plânsul. Am văzut câteva poziții absolut hilare ale unor parlamentarii USR care, întrebați la mai multe posturi de televiziune, n-au fost capabili să răspundă. Tocmai de aceea cred că este un subiect care nu este plăcut pentru niciunul dintre cetățenii României de astăzi, fie că sunt implicați politic sau nu, pentru că toată lumea este absolut debusolată, nimeni nu mai înțelege absolut nimic din ce se întâmplă. Urmărind luările de poziție și ieșirile președintelui Klaus Iohannis, nu putem să nu observăm că domnia sa este în căutare de capital electoral, da. Nu am spus asta. Nu putem să nu observăm că domnia sa nu aprobă într-un anumit fel aceste manifestări ale străzii. Da. Zgomotoase ale străzii, ca să zic așa. Da, v-am răspuns din punctul meu de vedere. Practic, la actualul guvern, singura opoziție cu adevărat, care se manifestă cu adevărat, este președintele Iohannis. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și nu ce spun eu, să o spun... Că PNL-ul, de exemplu, sau USR-ul nu fac opoziție, sau PMP-ul? Păi, cred că nu trebuie să îmi dai o părere, cred că vede toată lumea cam ce se întâmplă pe eșichierul politic de astăzi. Din nefericire spun lucrul acesta, pentru că opoziția este un mecanism, dacă vreți, gândit ca mecanism, opoziția este un mecanism care duce la progres din punct de vedere politic, pentru că atunci când... Da, adevărata fața democrației. Bineînțeles. Și trebuie să recunoaștem că de la ultimele alegeri nu prea avem o opoziție care să fie coerentă, care să fie vocală. Haideți să mai vedem câteva relatări de la agențiile de presă. Și poate felul în care domniile lor transmit ceea ce se întâmplă în România vă dă și dumneavoastră o anume lămurire sau, cine știe, o idee în plus. Uite, peste 10.000 de oameni au participat duminică la o nouă rundă de proteste împotriva legislației românești, despre care criticii spun că ar face mai dificilă pedepsirea corupției la nivel înalt. Scrie agenția Associated Press. Tot AP-ul menționează că protestatarii au scandat justiție, nu corupție, și au cerut organizarea de alegeri anticipate. Un alt citat, o altă poziție de la o altă agenție. Încăierarea de la București, românii demonstrează împotriva reformelor justiției, titrează agenția rusă Sputnik. Altă relatare. Independența justiției în joc în România. Vedeți? E ca o minge, da? Apropo că ziceați că vă plac competițiile sportive. Ajungem și la fotbal. Da, independența justiției în joc în România. Informează ediția în limba franceză a site-ului Euronews, care menționează o serie de scandări ale demonstranților, precum, citez, justiție nu corupție, demisia și PSD ciuma roșie. Am încheiat citatul.
Românii organizează, vedeți, nu o olimpiadă, noi proteste, da, anticorupție, relatează site-ul postului France 24, notând că protestatarii au fluturat steaguri ale României și Uniunii Europene. Da, nu știu ce ar fi de prea mult de comentat. Și poziția presiei străine, îmi dau seama că coincide cel puțin cu o parte a presei din România. Repet, nu urmăresc emisiunile dedicate acestor gen de manifestări, dar să știți că urmăresc destul de des emisiunile politice și încerc să urmăresc posturi cât de echilibrate. Chiar postul național, cred eu că e unul dintre ele și pe baza informațiilor de acolo, printre altele, mi-am făcut și o opinie. E clar că tot ceea ce se întâmplă acum în țară, chit că vorbim de parlament, chit că vorbim de mișcările stradale, chit că vorbim de tumultul ăsta sau vânzoleala asta care se întâmplă peste tot, este total, dar total contraproductiv și în defavoarea noastră ca și nație. Adică în loc să ne concentrăm pe lucruri cu adevărat și să punem umărul împreună, de ce, opoziție... Domnul, deci, mă iertați că vă întrerup, doar o secundă să vă rețineți ideea. De ce, domnul Budiu? Nevoia de mișcare pe care o resimt unii dintre noi, ați văzut, vine din timpuri imemoriale, când timpurile alea se numeau Daciada, da? Încearcă oamenii să dea și conotație pentru sănătate, da? Mersul pe jos face piciorul frumos, așa auzi dacă mergi la mare când vine câte un fotograf dintre ăsta amator printre... Da, nu cred că ăsta este scopul manifestanților din stradă să-și lucreze corpul, ca să zic așa. Atunci, tocmai care de aceea scopul? Sunt dedicate. Majoritatea la alegeri a spus ceva. Ajungem unde? La ce? Ca o majoritate a minorității să conducă prin dictatura, da, străzii? Este unul dintre subiectele destul de des puse pe tapet de către Alianța de la Guvernare PSD-ALDE și anume faptul că o minoritate încearcă să dărâme prin mișcări neortodoxe, ca să spun așa, o majoritate, o majoritate a minorității. Da. Cred că era foarte simplu de impus, eu știu, o altă voință politică în urmă cu aproape un an de zile la alegeri, când țărișoara asta a avut posibilitatea să voteze. Că unii sunt mai conștiincioși decât alții, că anumite partide au un aparat propriu de vot mult mai dezvoltat, că sunt mai bine organizați în teritoriu. Asta, până la urmă, ține de legile nescrise ale politice și de mecanismul democrației una peste alta. Ca să dărâmăm un guvern legitim, votat într-un mod absolut covârșitor, am auzit, și aici deschid paranteză, am auzit fel de fel de toți țăranii, toți pensionarii au votat PSD. Oamenii ăștia nu sunt, sunt cu ceva mai prejos decât aitiștii care sunt în stradă, au mai puține drepturi decât ei. De unde, din contră, de unde fractura asta în societatea românească? Ați folosit un cuvânt potrivit, pentru că este ceea ce simt și eu, ca, repet, și întăresc acest termen ca și cetățean al acestei țări. Țara în acest moment este divizată. Ai noștri și ai lor, ei și noi. Tot tumultul ăsta, toată vânzoleala asta, cel puțin din ultimul an, a reușit un lucru major, să ne învrășbească pe unii împotriva altora, nu mai înțelege nimeni cu adevărat ce se întâmplă. Trage azi niște concluzii bazate pe ce ai citit în presă, ce ai discutat cu unul și cu altul, și constați peste 3 zile, pot să constați, că de fapt lucrurile stau diametral opus. Chiar și eu am simțit lucrurile astea, care cât de cât pot să spun că sunt mult mai bine informat decât, eu știu, un cetățean din mediul rural. Deci, din nefericire, toate aceste lucruri care se întâmplă de la începutul anului până în prezent n-au reușit decât să creeze o prăpastie între diversele clase sociale, între rural și urban, între, nici nu mai spun, între stânga și dreapta. Funcționarul de la stat și funcționarul de la privat. Da, pentru că toate aceste probleme vin ca un tăvălug și se completează una pe alta. Drept pentru care
am pierdut startul în competiția europeană pe care o avem în derulare. Atât cu marile puteri europene, cât și cu cei alături de care am aderat, gen bulgarii, care încet, dar sigur, au început să ne ia fața. Și lucrurile astea n-au cum să nu conteze sau n-au cum să nu se observe. Țin minte, parcă mai de mult într-o emisiune la care ați fost invitat, parcă v-ați declarat și o poziție, o afinitate politică. Greșesc cumva? Nu mi-aduc aminte, dar nu e niciun secret. Am votat o simpatie politică sau exact, ceva de genul. Am votat ALDE, nu cred că e un secret pentru nimeni. Ați votat ALDE, am vorbit de fractură, de freamătul ăsta care despre care mulți sperau să nu mai audă. Adică după ce nu a mai fost cazul unui președinte gen Traian Băsescu, mulți au zis, în sfârșit ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, uite, omul potrivit la locul potrivit, tace și le face. Uite, n-o să mai fie freamă, n-o să mai fie dihonie. Poate o să fie până la urmă și liniște, poate o să reușim să dăm și cezarului ce al cezarului, numai că, iată, ALDE și PMP aduc critici la adresa partidelor din opoziție prezente la protestele de duminică și spun așa, citez, acțiune organizată pentru revenirea în politică a indecisului Dacian Cioloș. Am încheiat citatul. Cum, uite, și mai exact, președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, susținea azi că acțiunea de duminică seara din Piața Victoriei a fost una organizată pentru a-i face revenirea în viața politică a indecisului Dacian Cioloș. Iar PMP nu a fost acolo pentru că nu a fost invitat, zice domnul Tomac. Pe de altă parte, îl urmăream pe fostul președinte Traian Băsescu, aseară, într-o altă emisiune, când spunea că au făcut cea mai mare greșeală și liberalii și useriștii și ceilalți din opoziție, că s-au afișat la aceste proteste. Au făcut un serviciu PSD-ului și celor de la ALDE, pentru că acum vor spune clar, uite, ați văzut cine stă la baza acestor proteste, ați văzut cine îi instigă. Da. Ăsta este tabloul, l-a intuit bine fostul președinte sau și domnia sa mai lasă ceva acolo, un nas în mânecă? Acum nu cred că mă pricep la politică mai bine decât fostul președinte Traian Băsescu. Mie mi s-a părut, cum să spun, total deplasat faptul că manifestările cu pricina s-au petrecut într-o perioadă în care se ținea, ca să spun așa, doliu după moartea maestății sale regele Mihai și în care toată lumea îndemna la calm, liniște, da, pioșenii și așa mai departe. Da, a fost un moment dat și un astfel de vis. Da? Adică lucrurile deja au luat o întorsătură. O idee emoțională a fost. Da, domnule, uite, suntem în doliu, acum aducem, nu ne mai certăm, nu mai protestăm, ne gândim să aibă parte de lumină pe lumea elaltă. Se pare că e mai greu sau mai rău sau mai greu ca în vremea războiului, când și atunci exista o zi în care de armistițiu în care fiecare își îngropa morții, ca să zic așa. Mie lucrul ăsta mi s-a părut total deplasat, faptul că deși s-a bătut mult apa în Pio cu perioada de doliu, de pioșeni și așa mai departe, s-a ajuns unde s-a ajuns, într-un mod sau într-un ritm total, cum să spun eu, nemotivat. Adică subiectul a fost același legile justiției. Faptul că se dorește îngrădirea, eu știu, activității magistraților, a procurorilor cu precădere. Dar uitați ce s-a întâmplat în Franța numai devreme de în această lună, în care procurorii au trecut
fără niciun fel de surle și trâmbițe, liniștit în subordinea Ministerului Justiției din Franța. Adică, repet, nu trebuie să inventăm noi roata. Acolo totul s-a întâmplat într-un mod absolut normal și toată lumea a văzut acest lucru ca un gest de normalitate. Numai noi protestăm împotriva acestui lucru. Asta spun. Unii dintre noi. Mă rog, unii dintre noi. Sunt lucruri deplasate, sunt poziții oficiale absolut deplasate și, repet, revine aceeași întrebare obsesivă. Arătați cu degetul, cu ce vreți dumneavoastră, cu subiect și predicat, care dintre articole îngrădește, nu știu ce, drepturi ale magistraților. Care articole fac legea justiției nefuncțională sau creează probleme de natură să ne afecteze imaginea pe plan internațional. Dincolo de discursurile astea pompoase și demagogice, din punct de vedere tehnic, mai nimeni n-a fost în stare să spună cu subiect și predicat ce anume este greșit. Păi, asta este și poziția mea. Bun, iar vis-a-vis de întoarcerea sau neîntoarcerea sau așa mai departe a fostului Dacian premier Dacian Cioloș, Reloaded, parcă văd un titlu așa. E tot ce am văzut în presă, da, nu, cu siguranță nu cred că este o coincidență apariția bruscă a domniei sale din nou. Mă și sperii, poate vedem o spirală așa în jurul dânsului. Acum da, faceți referire la faptul că cei din MISA și l-au atribuit ca și coleg. Eu citeam doar faptul că platforma 100, sau cum se numea respectiva platformă, se va transforma într-un nou partid politic. România 100. Sau România 100, da? Se va transforma într-un nou partid politic. Din punctul meu de vedere, e foarte greu ca eșichierul politic actual să mai absorbă cu succes încă un partid care să depășească pragul electoral. O să aveți mai surpriză, domnul Bugiu, pentru că mai stau alte partide politice să plece la linia de sosire. Noi chiar, unele noi. Dați-mi voie să cred totuși că următoarele alegeri parlamentare sunt în bloc starturi, să știți, câteva partide. Foarte bine, le dorim succes, repet. Eu cred că o competiție duce la progres, la fel cum opoziția trebuie să creeze progres în procesul electoral. Dar eu dați-mi voie să mă hazardez să afirm că următorul legislativ, adică următorul parlament, va fi compus din maxim 4 formațiuni politice. Domnul Tăricianu, da, spunea referitor la această imixtiune a politicului din partea opoziției în aceste proteste, că opoziția vrea să se asocieze cu mișcările de stradă pentru un plus de credibilitate. Astfel, președintele ALDE, Călin Popescu Tăricianu, declara că protestele din Piața Victoriei au devenit în acest moment în mod vădit foarte politice. Partidele de opoziție, căutând să se asocieze cu mișcările de stradă pentru a căpăta un plus de credibilitate în revendicările pe care le au. Aceste proteste, care la început reprezentau într-un fel ceea ce numim societatea civilă, oameni care aveau anumite lucruri cu care nu erau de acord, dar erau apolitice, au devenit în acest moment, în mod vădit, foarte politice. Ele au devenit niște proteste la care partidele de opoziție, foarte slab prezentate în viața publică, așa e, s-o fi înșelând, domnul Tăricianu, și fără să aibă posibilitatea să-și recapete încrederea, deci pe fondul unui deficit de încredere, caută să se asocieze cu mișcările de stradă pentru a căpăta un plus de credibilitate în revendicările pe care le au. Am încheiat citatul din domnul Călin Popescu Tăricianu. Domnia sa are ceva experiență, nu poate fi suspectat că e un novice, da? Eu cred că da. Sau că e de ieri de azi. Cred că da. Și sunt convins că dacă... Așa de slabă opoziție să existe în țara românească? Vă rog frumos să nominalizați dumneavoastră 5 lideri ai USR-ului. Au de aici din Argeș? Nu, de la nivel național. Și sunt convins că va fi un efort suficient de mare pentru dumneavoastră, pentru că liderii ăștia de nivel național, decât cei din presa de cancan, nu prea... Uite, Dan Barna există? Există, da.
Cozet Chichirău există? Mai nou, chiar destul de remarcată pe posturile de TV. Așa, deci am zis doi. Dar alți trei nu mai știu. Mă iertați. USR-ul într-adevăr a revenit pe buzele tuturor după un con incredibil de umbră, era practic în cădere liberă, au fost și deși văzut ca un ca noua opoziție, ca un salvator al sau un nou val de tineri politicieni, au avut parte în interior de lupte absurde până la urmă pentru putere. Dădeați exemplul acela din Franța. Nu pot să nu mă gândesc că și Emmanuel Macron a fost la un moment dat vârful unui iceberg așa social. Un partid nou, o formațiune politică nouă, care avea atribuții sau atribute și din stânga și din dreapta, ceva nou, nepătat, care a câștigat. Da, n-am găsit altă limbă. Eu nu zic că nu sunt suficiente legi emise de statul francez care ar fi și aplicabile în România. Dar totuși, hai să nu ne comparăm cu Franța, care are o educație pe zona aceasta seculară. Nu exagerez absolut deloc termenii și practic cutuma legislativă, dacă vreți, electorală a francezilor a inspirat multe democrații occidentale. Dar iată că dacă la francezi, de exemplu, strict pe subiectul acesta se poate, la noi se pare că suntem mai catolici decât papa. Și, repet, și aici subiectele curg în cascadă pe aceste legi ale justiției cu răspunderea magistraților, care a ridicat fel de întrebări. Uite, mergând mai departe, aflăm că liderii PNL, USR și România 100, adică Ludovic Orban, Dan Barna și Dacian Cioloș, au fost prezenți ieri la o conferință susținută de organizațiile civice, ei fiind invitați pentru consultări și pentru conturarea unui mesaj comun și unitar împotriva demersurilor coaliției de guvernare PSD-ALDE. Conferința fiind deschisă de Mihai Polițeanu, membru fondator Inițiativa România 100. Și se spune așa în luările de cuvânt, vă dau câteva exemple. Sunt vremuri dramatice pentru viitorul acestei națiuni, iar această conferință de presă este răspunsul nostru unitar la asaltul total al coaliției PSD-ALDE împotriva instituțiilor independente și împotriva statului de drept. România a fost luată ostatică de o putere politică profund coruptă, abuzivă, autoritară și determinată să încalce orice regulă democratică pentru acapararea puterilor statului, mai spunea domnul Polițeanu. Acum am auzit ciuma roșie. I-am auzit pe unii în contrapartii de așa frumos ciuma neagră. Știți? Aceste agresiuni ale democrației, care este fără precedent, se întâmplă din 1990, spun organizațiile civice, ne-au făcut să răspundem și să dăm naștere unor proteste pașnice. Am invitat partidele de opoziție PNL și USR, dar și mișcarea civico-politică România 100 la consultări, mai spune același domn Polițeanu. Dumneavoastră ați văzut așa mici frânturi din proteste, ați fost tentat să vă duceți, să mergeți la un astfel de protest, adică mă gândesc, poate și dumneavoastră nu sunteți tocmai mulțumit de toate. Cu siguranță v-am spus și la jumătatea intervenției mele că am avut și eu schimbări de viziune, nu după o zi pe alta, dar destul de radicale în decurs de o săptămână. Dar m-am străduit să înțeleg pe deplin fenomenul, adică sunt dispus să-mi asum faptul că nimeni până la urma urmei nu are dreptate 100%, că nimeni nu deține adevărul absolut,
Dar, pe de altă parte, repet, nu am cum să nu observ că această clasă politică coruptă, de care se tot vorbește peste tot, inclusiv în comunicatul la care dădeați citire mai devreme, a fost votată de mai bine, mă refer la cei de la guvernare acum, de mai bine de jumătate din populația țării care a votat, care a ieșit la vot. Uite. Lucrul acesta arată, dacă vreți, legitimitatea guvernului în funcție. Și acest lucru cred că este deja de nediscutat mai departe. Uite, ziceați că nu credeți că vor mai avea succes noi formațiuni politice, că nu vor mai avea de unde să absoarbă, să facă numărul de membri. Da, președintele platformei România 100, adică fostul premier Dacian Cioloș, anunța ieri, nici mai mult, nici mai puțin, că din platforma România 100 se va desprinde un partid politic care va fi prezentat în următoarele luni și care va fi deschis la colaborarea cu opoziția. Domnia sa a făcut aceste declarații la un hotel din București, unde a fost o reuniune a membrilor platformei România 100. Și trebuie spus că în deschiderea evenimentului au luat cuvântul Mihaela Miroiu, profesor universitar de etică politică, Victor Rebenciuc, actor, Mihai Polițianu, reprezentând inițiativa România 100. Ce ar fi de spus? Creează prin aceste comunicate, unul după altul așa, creează un timp de așteptare, o nerăbdare, adică vă gândiți cumva că, iată, vor fi doritori să intre în această nouă formațiune politică? Cu siguranță. Care are crezul să ce? Am spus-o probabil cu... Că vrem noi să fim la putere? Cumva? Nu, am spus-o probabil cu alte cuvinte mai devreme, imaginea clasei politice mai precis este într-o mare, mare, mare suferință. Cred că este în cea mai mare suferință de după Revoluție până în prezent. Pe de o parte meritat, dar sunt și multe lucruri nemeritate care se pun în cârcă actuale clase politice pe ansamblu. Parlamentul a ajuns răul suprem pentru, cel puțin pentru mișcările stradale. Și dați-mi voie să cred că nu este așa, deși, repet, nu sunt neapărat un specialist în politică, dar sunt oarecum un fin observator și n-ai cum să nu remarci calitatea oamenilor care încropeau Parlamentul după 1992, să spunem, și calitatea oamenilor care alcătuiesc în prezent actualul Parlament. Vorbim, dacă vreți, de o perimare sau de o disipare a valorilor, dar în general, nu doar în Parlamentul României, și v-aș invita să vă uitați și în celelalte zone economice care țin de administrația publică locală sau centrală. Cine sunt exponenții de frunte ai respectivelor instituții și cine au fost în trecut. Și o să constatați că, cel puțin la nivel de teorie sau ca și nivel de prezentare, reprezentare ca nivel de notorietate și de nume, trecutul este net în trecutul recent, ca să zic așa, după anii 90, trecutul este în favoarea, în total în avantaj din acest punct de vedere. Cred și eu, și deși un light motiv, într-o nevoie de primenire a clasei politice, este nevoie de o nouă generație de politicieni, dar cred că politicienii nu se nasc în stradă. Cred că politicienii se educă la școli specializate sau la școli absolut normale. Politicienii se educă studiind problemele și nevoile cetățenilor și mai ales politicienii se educă găsind soluții la aceste probleme reale.
E mult de muncă. România are de recuperat un handicap uriaș din toate punctele de vedere. Am rămas în urma multor țări care din punct de vedere al suprafeței teritoriale sunt mai mici decât noi, din punct de vedere al resurselor solului și subsolului stau mult mai rău decât noi, din punct de vedere al populației și respectiv al forței de muncă sunt mai puțin numerici decât noi. Deci noi teoretic avem premize de dezvoltare armonioasă, deși poate sună un pic comunist, accentuat. Dar ne-a plăcut în ultima perioadă, în ultima vreme, să ne cam dăm blagioale unii altora, să ne canibalizăm noi între noi. Vorbeam mai devreme de o înverșunare. Da, așa ne-a apucat pe noi dintr-o dată sau unii au mai fost sensibilizați așa cumva și din afara țării? Probabil mai e ceva și în ADN, cred, altfel nu se explică. Mi-aș dori să văd un consens național în care să se creeze două, trei obiective care să constituie politică de stat și de la care să nu se abată niciunul dintre guvernele care se vor perinda în perioada imediat următoare, în următoarele două cincinale, că tot vorbeam de termen comuniști, indiferent de ce culoare vor avea guvernele respective. Știți sau nu, erați la curent sau nu, poate nu are atât de multă importanță. Înainte de a începe emisiunea, începuse o ședință solemnă la București, cu participare și din partea Casei Regale, și sau pe ordinea de zi a ședinței se anunțase că vor fi și legile justiției trecute, da? Iată, vă dau așa punctual câteva lor de cuvânt. Robert Turcescu, chiar la începutul emisiunii Curier Politic, declara acolo că, citez, astăzi strada va spune că v-a luat beția puterii. Cu câteva minute înainte, același domn Dan Barna, președintele USR, spunea, când e vorba de o lege a justiției, iată că stăm după o ședință solemnă să votăm. S-a ajuns la vot, cele două legi au fost votate rapid, asta în timp ce reprezentanții opoziției ce credeți că făceau? Fluierau și băteau în bănci. Modificările la statutul magistraților au avut 179 de voturi pentru și 90 împotriva. Proiectul va urma să meargă la Senat, Camera Decizională, și asta, ca să dăm din atmosfera de acolo, acompaniat de fluieratul masiv din sal. S-a dat vot pe legea Anii, 167 voturi pentru, 90 împotrivă, proiectul merge la Senat, la Camera Decizională. Iarăși fluierături. Cum ar fi, după în dumneavoastră, de interpretat astfel de momente? Sunt în favoarea democrației, sunt pentru a avea cei tineri, aș face ușor-ușor o cultură, a vedea niște exemple? Cum? Da. Interpretați. Trebuie să-mi cumpănesc bine cuvintele, pentru că așa e normal. Am urmărit și eu cu dezgust, dacă vreți, ce s-a întâmplat la finalul săptămânii trecute, dialogul, hai să-i spune, principial, între domnul Șerban și cu doamna deputat Chichirău. Și pentru o clipă ați uitat că a murit regele, nu? Da, știți cum e? Tot timpul adevărul e undeva la mijloc sau, mă rog, ambii au greșit ca să dăm o interpretare a ceea ce s-a întâmplat acolo, dar nu despre ce s-a întâmplat propriu-zis vreau să discut, ci faptul că ne-a arătat și episodul respectiv ne-a arătat odată în plus că s-a ajuns mult, mult, mult prea departe. Asta pentru că Tribuna Parlamentului este o trambulină de exprimare pentru
toți, absolut toți cei care ajung să ne reprezinte în Parlament, fie că sunt de la PSD, ALDE, PNL, USR, PMP, minorități și așa mai departe. Faptul că s-a ajuns și în Parlament să fii hărțuit cu telefonul, faptul, pe de o parte, pe de altă parte, faptul că s-a ajuns la niște invective inimaginabile în divanul țării, impardonabile, ne arată cât de jos am ajuns ca și nivel. Până dumneavoastră vreți să spuneți că avem parte de multă, multă fățărnicie, pentru că nu de puține ori am auzit mulți colegi de-ai acestor, de-ai acestei doamne și de-ai acestui domn, spunând în pauză, ne-am pupat, ne-am împăcat, adică n-am... E ca la meci, dar, exact. Dar lumea a văzut ce a văzut. Are legătură cu ce spuneam mai devreme. Există un dezgust absolut total. Acum, nu caut scuze nimănui. Modalitatea, modul de exprimare al senatorului Șerban e dincolo de orice limită a bunului simț. Nici nu trebuie să fii misogin sau într-altfel. De altă parte, și domnia sa poate să aibă ca scuză, domnule, m-a făcut cu nervii, știți? Să nu uităm că un piculeț mai devreme Madame Chichirău îl făcuse chiar pe un parlamentar de Argeș că s-a îngrășat ca un porc. Uh-huh. Adică cele două, nu există niciun termen de comparație, sau, pardon, nu există nicio diferență între cele două, una e mai gravă, una e mai puțin gravă. Cum, de exemplu, cred că oricine dintre noi și-ar pierde cumpătul când ar fi hărțuit cu un telefon, spuneți ce ați furat. Suntem șoferul hoților și așa mai departe. Adică s-a ajuns mult, mult, mult prea departe. Repet, pentru doamna Chichirău, tribuna Parlamentului era suficientă pentru ca dumneai să-și expună părerile politice, public și așa mai departe. Nu era nevoie să hărțuiască pe nimeni cu telefonul, cum domnul senator Șerban în niciun caz nu trebuia să-și pierdă cumpătul să aibă respectivele ieșiri. Dar, până la urmă, vedem că ce se întâmplă în Parlament este un pic mai elevat față de ce se întâmplă în stradă. Scandal, până la urmă scandal este cu alte cuvinte, vreți dumneavoastră să spuneți în divanul țării, da? Scandal acolo, scandal pe stradă. Uite, vine o informație care, nu știu, trebuie să ne liniștească, să ne mai... a stâmpere pofta de conflict sau nu. Organizatorii revizuiesc acțiunile anunțate în stradă în data de 12 decembrie. Mitingul Blocului Național Sindical BNS, anunțat pentru data de 12 decembrie pe măsurile fiscale, aici e altul motiv, da? Va avea loc doar în Piața Victoriei. Acțiunea urmând să fie mai restrânsă decât cea anunțată inițial, anunță organizatorii, și asta, de ce credeți, are următoarea motivație: din respect pentru familia regală și pentru istoria poporului român. Având în vedere acțiunile ce urmează a fi organizate la Palatul Regal pentru comemorarea regelui Mihai. Iată un gest al celor de la BNS care... cumva între Ciocan și Nicovală, să zicem, da? Au găsit o cale. O cale care ne arată drumul spre normalitate. O cale de mijloc, da? Drumul spre normalitate. Vă spuneam că și în război exista o zi de armistițiu în care fiecare beligerant își îngropa morți. Nu, n-am ajuns propriu-zis la morți, dar cred că... pe de o parte, pentru că vorbim de înmormântarea ultimului rege al României, pe de altă parte, pentru că suntem în prag de sărbători sfinte, cred că ar trebui mult mai multă înțelegere din partea tuturor sau mult mai puțină înverșunare, pentru că, repet, tonul care se dă din Forul Suprem al Țării pe micile ecrane, coroborat cu ce se întâmplă în stradă, nu aduce nicio stare de bine cetățenilor din fața ecranului. Cui folosește? În opinia dumneavoastră. Probabil sunt jocuri politice, mai mult sau mai puțin
vizibile care se luptă pentru putere până la urmă. Că uite, aflăm că în țara în care 30% dintre școli au WC-ul în curte, miniștrii anunță că în curând toate instituțiile gimnaziale vor avea internet. Înainte de sfârșitul anului viitor, adică anului 2018, da? Toate școlile din România, din mediul gimnazial, vor avea internet prin intermediul programului Internet Campus, derulat de Ministerul Învățământului în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor. Asta ne anunța azi Lucian Șova, Ministrul Comunicațiilor. E bine, nu? E foarte bine. Dar cum facem cu WC-ul ăla din curte? E bine că pentru polițiști, ca să scape unii de complexul pixului, da? Se cumpără tablete. Ei, nu cred că ăsta a fost motivul ca să scape de complexul creionului, stiloului, mă rog. Dar care? Gropile din asfalt? Semnele care lipsesc? Nu, și aici vorbim de normalitate. Vrem să fim egalii omologilor noștri, indiferent de zona pe care lucrăm din Occident, trebuie să ne încet, dar sigur, să ne apropiem de păi tehnica înțeleg, da, uite, lor de îndotare. Mă ia și pe mine valul și zic că, cum zic cei din partea cealaltă, spun, domnule, păi, dar n-avem ce au ăia afară. Nu avem nici parcări, nu avem nici siguranță pe șosele. Uite, spre Câmpul Lung, pe relația asta, DN73 sau cât e. Da. Accidente mortale și accidente groaznice în ultima vreme și de acord, dar o să spună unii, dom'le, păi da, era, dar acolo e... Nu, una peste alta, drumul e unul bun. Dacă vorbeam acum 5-6 ani, într-adevăr, puteam să vorbim de... Lăsați că am schimbat la amortizoare și la da. Capete de bară de... Cred numai, că numai. Și eu, cred că și dumneavoastră suntem de acord că nu toate lucrurile se pot face peste noapte. Într-adevăr, unele o iau înaintea celorlalte în mod flagrant. Iată, asta este o știre care pare de cancan asta cu să avem internet, dar WC-ul în fundul curții. E un început, probabil următoarea măsură guvernamentală va fi ca toate școlile să nu mai funcționeze decât dacă au două minute mai avem, interior. Spun colegii din regia tehnică, le mulțumesc. S-a anunțat orașul care va găzdui meciul de deschidere la campionatul european de fotbal din 2020. Astfel, Arena Națională și Amsterdam Arin Arena vor organiza partidele din grupa C, în loc să găzduiască pe cele din grupa B, cum se anunțase inițial. Stadionul Olimpico din Roma va găzdui meciul de deschidere de la campionatul european de fotbal din 2020, s-a stabilit la jumătatea săptămânii trecute la Nyon, în ședința Comitetului Executiv al UEFA. România, iată, va găzdui cel puțin două meciuri, înțeleg, și e posibil și unul din optimi. Aveți ceva de comentat pe scurt la această știre? Da, nu e un sistem care îmi place. E un experiment, cred eu că va fi un experiment nefericit din punct de vedere al atracției publicului, pentru că sau cine poate oase roade. Nu, înțeleg putem că... Putem să spunem așa? Înțeleg că se dorește ca sportul ăsta, fotbalul, să fie un fenomen de globalizare, să nu, ne prăștim pe... E încă o religie, este cea mai tare religie, zic unii. De acord, dar eu zic că a funcționat foarte bine când o singură țară sau maxim două organizau un turneu final. Acum să împrăștiem pe întreg bătrânul continent meciuri la campionatul european. Mâine, poi mâine, pe lună, pe marte, știți cum e. Da, dați-mi voie să cred că nu e un sistem care să atragă... Suntem la final de emisiune, domnul Adrian Bughiu, vis-a-vis de Direcția Județeană de Sport și Tineret, în 30 de secunde, mulțumit de activitate în acest an sau mai aveți speranțe și pentru anul viitor? Mi-ați aruncat o barcă de salvare pe final.
tot vă spuneam că sunt un optimist incorigibil, să sperăm că anul viitor va fi un an mult mai bun decât anul de față. Vă mulțumesc pentru participare, a fost alături de noi astăzi domnul Adrian Bughiu, director executiv adjunct la DGST Argeș. Sărbători fericite îi dorim și noi. Asemenea, și telespectatorilor noastre. Vă invit să rămâneți alături de programele Curier TV. Până mâine să auzim, doar de bine. Solomed oferă